Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Radu Anghel și vă spun bun găsit la ediția de astăzi, 3 iunie, Regiunea în obiectiv. Dar revenind acum la prima parte a emisiunii, vă spuneam că cu această temă ne apropiem și de data de astăzi. Mai precis, vorbim despre ceea ce s-a întâmplat acum un an, în 2 iunie, unde anume la Blaj, pe Câmpia Libertății. Dar înainte de asta am să vi prezint și pe invitații mei, domnul Ionuț Gherasim, președinte executiv al Fundației Coposu. Bună ziua, mă bucur că sunteți alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt alături de cei din Cluj, pentru că este orașul meu natal, deși acum stau în București. Așa este. Și domnul și preotul paroh Cristian Borz. Bună ziua, părinte. Eu vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să vă revăd. Ne-am întâlnit, dacă mi-aduc bine aminte, acum 2 sau 3 ani. Uite că zboară timpul de atunci. Așadar, 2 iunie 2019. Ce a însemnat această zi? N-aș spune doar pentru comunitatea greco-catolică. Domnule Gherasim. Cred că eu aș fi mai bucuros dacă părintele ar răspunde înaintea mea, pentru că vreau să dau părintelui această oportunitate, pentru că 2 iunie a reprezentat pentru biserica noastră un moment, eu îl consider chiar cel mai mare moment al bisericii greco-catolice. Deci îmi permit să răspund la întrebarea dumneavoastră după părintele. Vă rog. Sigur, pe 2 iunie anul trecut, Papa Francisc participa la Blaj și mai mult celebra slujba de beatificare a celor 7 episcopi morți în faimă de martir în regimul comunist. A fost un moment unic pentru biserica noastră, dar și pentru țara noastră. Sigur, pe de o parte, pentru că Papa vizitează, iată, Blajul, centrul spiritualității din Transilvania, am putea să spunem. Pe de altă parte, pentru că personal a celebrat această slujbă de beatificare. Știm că, de obicei, este un cardinal delegat, cel care celebrează această slujbă de beatificare. De data aceasta, Papa Francisc a dorit ca personal să celebreze această slujbă, unde la Blaj, chiar pe Câmpia Libertății. De aceea a avut o încărcătură spirituală profundă pentru biserica noastră și, sigur, așa cum spuneam, chiar și pentru țara noastră. Categoric. Pentru mine, dacă vreți, a fost un moment special, pentru că m-am gândit în primul rând la cei care nu mai sunt. Cei care au trecut prin temnițele comuniste, familia mea, toți cei care au murit acolo, care s-au sfârșit acolo și care și-ar fi dorit atât de mult să fie alături și să împărtășească acest moment cu întreg poporul român. Pentru că, vedeți dumneavoastră, spuneați de data de 2 iunie. Data de 2 iunie, cred că are și nu numai o simbolistică aparte, pentru că pe data de 2 iunie 1979, în Piața Victoriei din Varșovia, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în fața 1 milion de polonezi, a dat semnalul începerii luptei împotriva acestui flagel care a fost dictatura bolșevico-comunistă. Și dacă vreți, mai târziu, acest moment de 2 iunie 2019 n-a fost doar un moment al Bisericii Greco-Catolice, ci a fost un moment al luptei, cum spunea fericitul cardinal Iuliu Hosu, lupta mea s-a sfârșit, lupta voastră continuă. Deci lupta noastră continuă, pentru că principiile și ideile pe care fericiții martiri ai Bisericii Greco-Catolice le-au apărat și n-au cedat niciun moment, trebuie să fie un scut pentru noi toți. Și trebuie, mai ales în aceste vremuri atât de grele pentru noi, trebuie ca cei care am înțeles cu adevărat mesajul să știm și să-l transmită mai departe. Cred că asta a însemnat, în primul rând, data de 2 iunie și ceea ce s-a întâmplat, beatificarea Sfinților Martiri Episcopi de la Blaj. Așa este. Iar acum revenim tot la o dată apropiată, mă refer la 28 mai 2020, dar înainte de a vă adresa întrebări legat de acest moment, haideți să vedem împreună cu telespectatorii cum au fost comemorați cei 50 de ani de la dispariția lui Iuliu Hosu la Cluj-Napoca.
După instalarea regimului comunist și interzicerea Bisericii Greco-Catolice în 1948, episcopul Iuliu Hosu a fost arestat. A fost încarcerat 5 ani, apoi a fost ținut de comuniști în domiciliu obligatoriu timp de 17 ani, dintre care ultimii 14 ani în mănăstirea ortodoxă de la Căldărușani, supravegheat de securitate. Slăbit de persecuții, a murit în spitalul Colentina din București pe 28 mai 1970 și a fost înmormântat o zi mai târziu în cimitirul Belu Catolic. Mormântul său a devenit loc de pelerinaj pentru credincioșii catolici. După căderea comunismului și ieșirea Bisericii Greco-Catolice din catacombe, a fost deschis un proces de beatificare încheiat anul trecut. În 2 iunie 2019 la Blaj, Papa Francisc l-a proclamat fericit al Bisericii pe Iuliu Hosu, alături de ceilalți 6 episcopi morți pentru credință în temnițele comuniste. Da, o altă personalitate și din nou aș spune, nu este legată de Biserica Greco-Catolică, ci de ceea ce înseamnă românism. Eu cam așa l-aș caracteriza. Dar, părinte, haideți să vorbim puțin despre cine este, poate, și aici, cu siguranță, cred că o să-mi dați dreptate, aceste personalități, cum este și cardinalul Iuliu Hosu, nu-și găsește locul pe de-a întregul în cărțile de istorie pe care le studiază la școală elevii. Așa este, aveți foarte mare dreptate. Iuliu Hosu este o personalitate însemnată a istoriei românilor, pentru că episcopul Iuliu Hosu a participat la câteva momente cruciale din istoria recentă a României. S-a născut în localitatea Milaș, din județul Bistrița-Năsăud, la 30 ianuarie 1885, studii strălucite au urmat la Roma, la Colegiul de Propaganda Fide, unde a obținut titlul de doctor în filozofie în 1906 și în teologie în 1910. În același an, 1910, devine preot în eparhia de Lugoj, unde primește diferite sarcini ca bibliotecar, arhivar, notar consistorial, secretar episcopal, director de cancelarie, protopop. La începutul primului război mondial îl găsim prezent ca preot militar. Apoi, în 1917, pe 3 martie, este hirotonit episcop și întronizat festiv în Catedrala Greco-Catolică din Gherla. În anul următor, episcopul Iuliu Hosu se numără printre făptuitorii Marii Uniri. Și așa cum știm, a fost cel care a citit textul rezoluției Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. A făcut parte din delegația care a prezentat actul Unirii la București alături de Vasile Goldiș, de Alexandru Vaida Voievod, de episcopul Miron Cristea. Aici, așa cum știm, a fost întâmpinat de către regele Ferdinand și s-au rostit atunci: v-am așteptat sau sunteți așteptați de 1000 de ani. În 1930 se reorganizează eparhia de Cluj-Gherla, sediul se mută la Cluj, episcopul Hosu construiește Academia Teologică și, sigur, multe alte instituții clericale din Cluj și din eparhie, și a fost numit păstorul sufletesc pentru nenumăratele vizitațiuni canonice pe care a reușit să le facă în toată această perioadă. Episcopul Hosu pleca din sediul episcopal în luna mai și se reîntorcea în luna octombrie. În toată această perioadă vizita parohiile, încuraja preoții, familiile lor, credincioșii. Iar parohiile se schimbau, se transformau după vizitele pe care înaltul ierarh le făcea. La 29 octombrie 1948, Iuliu Hosu, alături de toți ceilalți episcopi, este arestat și, așa cum știm și s-a anunțat, a ajuns mai întâi la Dragoslavele, în județul Argeș, în februarie 1949, în mănăstirea Căldărușani. De atunci a început calvarul, practic. Așa este. În 1950 ajunge în închisoarea de la Sighet. Și pe 28 mai 1970, în spitalul Colentina din București, pleacă spre casa tatălui. Și așa cum spunea și domnul
Gherasim transmitea celor care îi stăteau la căpătâi, lupta mea s-a sfârșit, a voastră continuă. Aș vrea să mai amintesc faptul că tot pe 28 mai a murit un alt erou. Iuliu Hosu este un erou al țării noastre, chiar dacă n-a murit cu arma în mână pe front. Tot pe 28 mai a murit Simeon Bărnuțiu, ideologul de la Revoluțiile de la 1848. Sigur, noi, ca biserică, avem această datorie de a promova viața și modul în care au reușit să-și trăiască viața, pentru că ele sunt modele alături de toți ceilalți episcopi. Sfântul Pavel ne îndeamnă și ne spune să ne aducem aminte de mai marii noștri, să privim cum și-au trăit viața și să le urmăm credința. Iar domnul Gherasim amintea de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în vizita pe care a făcut-o în 1999 la București, ne îndemna spunându-ne: educați tineri în spiritul unor țeluri îndrăznețe ce se cuvin unor fii de martiri. Da, din păcate fiecare trage concluziile, ați spus foarte bine aceste lucruri, lupta voastră continuă. Nu știu dacă cineva a continuat acea luptă, poate nici nu sunt în măsură să apreciez. Domnule Gherasim, ce spuneți legat de trimiterea pe care am făcut-o la istorie și la felul în care se regăsesc atât cardinalul Iuliu Hosu, vom vorbi imediat despre Iuliu Maniu, în cărțile de istorie studiate la școală? Voi începe cu ce a încheiat părintele, vă cu rog, educație. Vă rog. Cred că educația este cea mai importantă. Exact. Și asta este datoria noastră. Deci e o datorie de căpătâi. Să educăm tinerele generații și să le povestim, mai ales cei care am avut acest privilegiu, acest dar de la Dumnezeu, să le povestim tot ceea ce știm, tot ceea ce am trăit chiar și noi în tristele momente de dinainte de 89 și după 1989. Dar strict relativ la cardinalul, la fericitul Iuliu Hosu, pentru mine, dacă vreți, cel mai important moment și este chiar un simbol, ați spus un lucru foarte bun, faptul că cardinalul Iuliu Hosu nu este al Bisericii Greco-Catolice, este al României. Și asta trebuie să înțeleagă toată lumea, pentru că pe data de 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, cel mai frumos și mai înălțător moment a fost momentul în care l-a luat în brațele sale pe episcopul ortodox Miron Cristea și a spus: așa cum ne vedeți îmbrățișați frățește aici, așa să rămână pe veci toți românii. Cred că ăsta este motto-ul fiecărui om care trebuie să se lupte pentru ca de acum 100 de ani această țară să fie cu adevărat construită pe niște principii vrednice. Pentru că, dacă vreți, la mine... Eu am avut și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea să mă nasc într-o familie, îi spun eu, istorică, pentru că bunicul meu matern, dr. Ilie Lazar, a fost cel mai tânăr senator al actului de la Alba Iulia și ca delegat din partea plasei Ocna Șugatac din Maramureș. Și a avut posibilitatea atunci la Alba Iulia să-l cunoască și să cunoască atât de mulți oameni de seamă ai acestei nații. Dar l-a cunoscut și pe episcopul de la acea vreme, Iuliu Hosu. Și chiar povestește în memoriile sale publicate la Academia Civică în anul 2000, momentul în care a însoțit delegația care ducea Actul Unirii la București, a însoțit-o grație lui Alexandru Vaida Voievod, care l-a și prezentat tuturor delegaților din tren. Și atunci, dacă vreți, a fost primul contact între episcopul Hosu și Ilie Lazar, când i-a dat și binecuvântarea. Și asta spunea că n-am să uit niciodată acel moment, acea candoare, acea drăgălășenie a episcopului Hosu la adresa unui tânăr student cum eram eu. Iar mai apoi s-au petrecut, vorbea părintele Borz despre momentul Sighet, momentul arestării
de la Sighet. Și bunicul meu a fost la Sighet. Și bunicul meu a fost în acea carceră groaznică. A petrecut foarte multe zile la Neagra. Și cel mai important moment a fost cel în care, recunoscând clopotele bisericii de la Sighet, le-a spus celorlalți deținuți: fraților, suntem la Sighet. Și o voce scăzută i-a spus: dar cum îți dai tu seama? Pentru că clopotele acestei biserici, n-am să le uit niciodată dangătul, au fost donate de familia mea acum 100 de ani bisericii din Sighet. Și l-a văzut torționarul Vasile Ciolpan, care era șeful pușcăriei de la Sighet, și i-a spus: îngerunzi, netrebnicule! La care Ilie Lazar i-a spus: îngerunzi în fața ta niciodată. Mă voi pune îngerunzi doar în fața lui Dumnezeu. Așa au fost crescuți, dacă vreți, laicii noștri, alături de ierarhii noștri. Pentru că ceea ce eu am învățat, și asta este foarte important, de la cardinalul Hosu, de la toți fericiții noștri, doctrina iertării. Pentru că dacă vrei să construiești ceva, mai întâi trebuie să ierți. Dar să ierți cu adevărat, nu numai prin vorbe. Pentru că așa au făcut ei. Gândiți-vă cum au fost călcați în picioare și nu s-au lăsat doborâți în niciun moment. Și cred că asta este modelul pentru toată lumea. Pentru toți românii, indiferent de ceea ce sunt. Ortodoxi, greco-catolici, romano-catolici sau de rit protestant. Cred că asta este cel mai important lucru dacă vrem să construim ceva. Așa este. În primul rând suntem români și abia apoi ne aliem unor tabere, mă rog, tabere, în ghilimele spus, dar rămâne acel motto, cred, al acestei emisiuni, confirmat și de dumneavoastră și de Părintele Borz: lupta mea s-a sfârșit, a voastră continuă. Să vedem dacă vom fi în stare să ducem acea luptă la nivelul la care au ridicat acești oameni despre care vorbim lupta. Părinte, vă rog. Dumnezeule, auzeam pe foarte mulți, apropo de această pandemie, că se plâng că stau în casă și că sunt obligați. De fiecare dată când îmi venea să... mă gândeam la toți cei care au stat în pușcării. Și mă gândeam: Dumnezeule, oamenii aceia n-au stat 2-3 luni de zile când ni s-a cerut nouă să stăm. Au stat ani buni de zile și nu s-au plâns niciun moment. Au mers înainte, au mers mai departe. Ăsta e un exemplu. Așa, într-adevăr aveți foarte mare dreptate. Părintele, am întâlnit acum 3 ani, până la urmă, m-am adus aminte, și la Bădăcini. Casa, ar trebui să spun, vestitului Iuliu Maniu, pentru că totuși s-a mai vorbit de această personalitate. Era într-o paragină totală. Am plecat așa foarte întors pe dos, ca să folosesc exact expresia, legat de ceea ce înseamnă românii care se mândresc cu anumite personalități, că aici nu vorbim doar de Iuliu Maniu, și de ceea ce însemna pentru unii o casă nu extraordinar de mare, care, din câte cred eu, acum sunteți înăuntru, așa-i? Da. Deci s-a modificat, s-a schimbat. Vorbiți-mi puțin despre ceea ce a însemnat renovarea, să spun, acestui edificiu. Sigur, după arestarea lui Iuliu Maniu, această casă a fost lăsată în paragină, a fost transformată mai întâi în depozit de îngrășăminte chimice, în sediu de gostat. S-a înființat în 1971 un centru, o tabără pentru pionieri, apoi din 82 centru pentru copii cu handicap sever. După Revoluție, deși testamentul lui Iuliu Maniu era public, totuși primăria împreună cu Consiliul Județean au reușit să transfere această proprietate în domeniul public, după care să o facă cadou pe 99 de ani Inspectoratului pentru Copii cu Handicap Sever. Casa, sigur, s-a deteriorat, a ajuns într-o stare pre-colaps. Marea noastră problemă a fost că nu reușeam să devenim proprietari ca să putem începe reabilitarea casei. Dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat și din anul 2015 am început o campanie cu strângere de fonduri și am început lucrările de reabilitare. Am reușit să consolidăm fundația în 2015, apoi în 2016 pereții.
Începutul lucrărilor a fost providențial, deoarece în primăvara anului 2016 un perete infiltrat cu apă a căzut. Dacă lucrările nu erau începute, acoperișul ar fi căzut și ar fi împins spre exterior pereții, practic casa ar fi căzut. Am reușit numai cu donații ale oamenilor care au găsit sau regăsit în modelul pe care Iuliu Maniu și toți acești martiri și mărturisitori pe care i-am avut, s-au regăsit în ei și i-au avut ca modele, ne-au sprijinit și am putut să continuăm lucrările. Iar anul trecut, în octombrie, pe 12 octombrie, am reușit să facem și inaugurarea casei, finalizarea lucrărilor, dar și organizarea expoziției din casă. Avem vizitatori și ne bucurăm că acum, de când un pic lucrurile s-au relaxat, grupuri de vizitatori ne caută, își doresc să vadă această casă, își doresc să-l cunoască mult mai bine pe Iuliu Maniu. Casa este astăzi reabilitată și îi mulțumim lui Dumnezeu și îi aducem laudă pentru toate. Mare lucru, mă bucur foarte mult pentru acest lucru și cu siguranță voi veni acum să văd și ceea ce înseamnă casa renovată. Domnule Gherasim, sunteți președinte executiv al Fundației Coposu. Nu aș vrea iarăși să mă duc când am tot făcut paralele de timp în această emisiune. Am început cu 2 iunie, apoi cu 28 mai. Mă duce totuși gândul la 20 mai 1990, 20 mai 2020. Cum ați caracterizat perioada aceasta și mai ales apropierea dumneavoastră față de senior? Sigur, eu, dacă vreți, menționam înainte, am avut posibilitatea să învăț, să fac parte dintre puținii tineri care știau adevărata istoria acestui neam înainte de 1989. După aceea am pus-o în practică, pentru că începând cu 26 decembrie 1989, am fost alături de președintele Coposu la București și am petrecut în 1990 niște momente teribile care m-au marcat, începând cu 28-29 ianuarie, acel meeting, primul mare meeting al celor trei partide, PNCCD, PNL și și aici trebuie menționat Partidul Social Democrat al lui Sergiu Cunescu, care era partidul continuator al lui Titel Petrescu. Dar răspunzându-vă la momentul 20 mai, tocmai mă întorsesem dintr-o campanie electorală în județul Sălaj de aproape două săptămâni, au fost vreo 12 zile în județul Sălaj, groaznică, teribilă, în care peste tot unde eram, că era Zalău, că era Șimleu, că era Bădăcin, că era Bobota, satul natal al seniorului, am fost primiți cu pietre, am fost primiți dacă vreți, înjurături peste tot, și ceea ce m-a durut cel mai mult a fost chiar în cele două sate, satul Nu și satul Seniorului, când n-am fost lăsați, practic, să președintele Coposu să vorbească cu cei de acolo, și mi s-au tăiat cauciucurile la mașină, iar cel care pe vremea aceea era șeful poliției județului Sălaj n-a făcut altceva decât să îi întărâte pe toți ceilalți, iar la Bădăcin chiar nu l-a lăsat, nu i-a permis președintele Coposu să intre. Președintele Coposu atunci a fost prima dată când l-am văzut cu o lacrimă la ochiul drept, pentru că era în fața casei unde a stat și unde a petrecut atâta timp. Sigur că ceea ce s-a întâmplat pe 20 mai, și am mai spus lucrurile astea, voi scrie, sper să mă ajute Dumnezeu să scot și o carte, ceea ce s-a întâmplat, acele rezultate de pe data de 20 mai, președintele Coposu, și țineți-vă bine, le-a primit cu o lună înainte din partea unui domn îmbrăcat în costum care a venit în sediul partidului de la București și care a vrut să-i comunice ceva. Domnul se numea Iancu
Și care a intrat, a stat 2 minute, nu mai mult, și după ce a plecat, președintele a ieșit râzând și ne-a arătat celor care eram acolo o hârtiuță și pe acea hârtiuță erau niște scoruri electorale. Acele scoruri electorale, președintele le-a scos, acea hârtiuță a scos-o din buzunar după o lună de zile, pe data de 20 mai seara, s-a uitat și în proporție de 99,9% erau exact aceleași rezultate și pe hârtie și pe ecranul televizorului. De ce vă menționez acest moment? Pentru că cu o lună, și așa ne apropiem acum, pe data de noaptea de 13 spre 14 iunie 1990, tot un telefon în casa familiei Coposu, undeva pe la orele 12:30, de la același domn Iancu, spunea, vă rog să vă luați surorile, cele două surori ale domniei sale, care mai trăiesc și acum, slavă Domnului, să le luați și să fugiți, pentru că casa dumneavoastră va fi devastată și veți fi căutat să fiți omorât. Colegul meu, Dumnezeu să-l ierte, Marius Lupuțiu, împreună cu un alt asistent de-al seniorului, l-au luat pe senior și pe doamnele Coposu și l-au dus de la locație, ceea ce s-a adeverit că pe la ora 5:30 casa Coposu a fost spartă, a fost, nu numai că a fost spartă, dar absolut tot ce era acolo a fost devastat, cărți de valoare au fost rupte. Ne mai vorbim de faptul groaznic că unii și-au făcut chiar și nevoile de acolo. Deci, dacă vreți, 1990 pentru domnul Coposu, pentru cei care erau în preajma seniorului, a fost un an foarte trist, foarte negru, un an care, dacă vreți, după 22 decembrie 1989, a arătat, din păcate, lumii o altă față a neocomuniștilor. Și totul s-a încheiat între ghilimele apoteotic pe 1 decembrie 1990 la Alba Iulia, când președintele Coposu, fericit, a vrut să transmită mesajul din partea partidului lui Iuliu Maniu după atâta și atâta timp și știți foarte bine că a fost primit de către FSN și de către cei care erau acolo cu înjurături și cu pietre. Eram în spate și, sincer, nu mi-a venit să cred că se poate întâmpla așa ceva. Da, și pentru că, uite, în această parte a emisiunii facem practic o lecție de istorie, poate pentru cei care știu mai puține lucruri despre persoanele despre care am vorbit. Îmi permiteți, legat de părintele, vroiam să vă spun ceva, pentru că părintele are o modestie, eu cred că de-aia îl și iubesc atât de mult, pentru simplu motiv că nu vrea să ne spună. E un exemplu pentru toți cei care vor să arate că se poate face ceva din nimic. Din 2015, a spus foarte bine, era o ruină acea casă. În 2019, deci în 4 ani de zile, părintele Cristian Borz a reușit, Dumnezeu l-a ajutat și a reușit să facă ceea ce vedeți în spate, și e doar o mică parte ceea ce vedeți în spatele domniei sale, un lucru nemaipomenit. Casa marelui făuritor al Unirii, Iuliu Maniu, să fie dată pentru tineri, pentru că ăsta este scopul principal. Tineretul să vină și să învețe ce s-a întâmplat, și nu numai cu Iuliu Maniu, pentru că în acea casă veți descoperi documente extraordinar de importante care dovedesc ce a însemnat pentru ardeleni unirea cu patria mamă, cu România. Unul la mână. Mă bucur că fundația pe care o conduc de la început a fost alături de părinte și de toți cei care erau acolo la Bădăcin. Și cred că ceea ce s-a întâmplat pe 12 octombrie anul trecut este dovada că, nu numai în Transilvania, dar peste tot în România, case care cad ale eroilor martire acestui neam trebuie să fie puse pe picioare. Iar statul are obligația să se implice. Pentru că dacă nu se implică, exact cum spunea marele istoric Nicolae Iorga, nu avem dreptul să trăim pe acest pământ. Perfect. Și ultima întrebare, mai avem 3 minute la dispoziție. Legat exact de ceea ce spuneați, credeți că acest stat, care practic suntem noi, i-a pus acolo unde trebuie pe acești oameni,
despre care am vorbit, doar despre care am vorbit, să spun așa, dar putem și generaliza aici. Cei care au făcut unirea, cei care pe parcursul vieții au ridicat, au încercat să ridice această țară, acționând în cultură sau în alte domenii, au fost puși acolo unde trebuie în istorie? Părinte, vă rog frumos. Sigur că statul are o mare datorie față de acești oameni care, așa cum domnul Gherasim amintea mai devreme, clerici și laici aveau aceeași idealuri. Exact. Pentru că acești oameni aveau și au pus la baza vieților două virtuți fundamentale: credința neclintită în Dumnezeu și dragostea față de aproapele, de cei din jur, de țară. Aceasta i-a făcut să meargă până la capăt. Și Iuliu Maniu, și Iuliu Hosu au avut posibilitatea, înainte de venirea comuniștilor, să plece din țară. N-au făcut-o, au preferat să rămână mai departe. Sigur, noi încercăm să promovăm aceste modele, în special între tineri. Avem această datorie ca ei să-i cunoască cât mai bine. Dacă la orele de istorie se vorbește puțin despre Iuliu Maniu, despre episcopul Iuliu Hosu, despre toți cei care și-au pierdut viața în temnițele comuniste, o să o facem noi și avem această datorie. De altfel, să știți că domeniul de la Bădăcin a fost lăsat episcopiei prin testament de către Iuliu Maniu, cu scopul ca pe el, pe acest domeniu, să fie instruiți, să fie educați tineri. Și acest lucru ne dorim și acest lucru îl vom face atât cât vom putea. Mă bucur. Vă rog. Datoria statului este clară. Este fără discuție că statul are o datorie în educație teribilă și trebuie să o pună în aplicare. Dar dacă statul nu face ceea ce trebuie să facă și, din păcate, cu tristețe, după 1990 descoper că nu se cunoaște așa cum trebuie adevărata istoria acestui neam, mai ales din trista perioadă 6 martie 45 până în 22 decembrie 89, pentru că adevărul trebuie spus, indiferent cât de mult ar putea să doară. Trebuie spus. Atunci noi avem datoria, atâta timp cât ne dă Dumnezeu sănătate, să mergem și să le spunem tinerilor de peste tot din această țară ce s-a întâmplat în această perioadă și ce au făcut, începând cu 1918, toți marii noștri coifei. În calitate de președinte al fundației, m-am dus prin țară, m-am dus să discut cu elevi de liceu, m-am dus să discut cu studenți și să le vorbesc nu doar despre Maniu, despre Coposu, despre Ilie Lazăr, să le vorbesc despre familia regală, să le vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în pușcările comuniste. Și cred că acești tineri, indiferent, aici nu trebuie, le-am spus un lucru tinerilor, nu trebuie să vă gândiți că veți da la istorie, la drept sau la științe politice. Și dacă veți merge la matematică, și dacă veți merge la medicină, aveți o datorie sfântă. Dacă vreți să construiți cum trebuie, trebuie să știți, să aveți cultură generală. Așa este. Pentru că fără cultură generală, nu putem să construim. Nu poți duce lupta aceea de care vorbea cineva. Exact. Părinte Cristian Borz, domnule Ionut Gherasim, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și sper să ne întâlnim nu doar în mediul online data viitoare. De. Mai ales că am avut-o pe mama dumneavoastră profesoară de chimie la științele naturii. Da, și mai avem o cunoștință comună, dar o discutăm în particular. Vă mulțumesc încă o dată. Hristos s-a înălțat, numai bine. Stimați respectatori, atât pentru astăzi. Împreună cu Mihnea veți fi mâine de la ora 15. Eu mi-au rămas bun, numai bine.